Anul acesta, Ministerul Educației a lansat licitația pentru asigurarea manualelor de clasa 5-a. Prin urmare, începând cu anul școlar 2022-2023, toți elevii care vor păși în primul an de gimnaziu vor primi manuale noi pentru toate disciplinele. Ca și la licitațiile anterioare, Litera este și de această dată editura cu cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma evaluării. Acest lucru a fost posibil în primul rând datorită echipei de autori care au reușit să îmbine perfect informația științifică cu designul funcțional și modern al manualului. Manualul de limba și literatura română cuprinde 7 unități, fiecare propunând teme și subteme adecvate intereselor și nivelului de înțelegere ale unui elev de clasa 5-a. Fiecare unitate de învățare îmbină armonios domeniile de conținut prevăzute în programă, comunicare orală, lectură, redactare, elemente de interculturalitate. Textele selectate sunt diverse și acoperă atât domenii de interes educațional, cât și personal. Organizarea manualului urmărește 4 paradigme formative. Explorează, descoperă, aplică, împărtășește impresii corect-incorrect, invitație în lumea cărții. Prin intermediul lor, autoarea Marilena Pavelescu își propune să determine elevii să caute, să selecteze și să prelucreze informații pe care apoi să le transfere la alte discipline sau în viața cotidiană. Manualul de limba și literatura română de la editura Litera este un instrument de lucru modern și util care promovează creativitatea, munca în echipă și implicarea în viața comunității. Manualul dispune și de o variantă digitală care va fi pusă la dispoziția profesorilor și a elevilor. Această variantă are un conținut similar celui tipărit și cuprinde în plus activități multimedia interactive de învățare.